Am ieșit la plimbare seara și am zis să-ți arăt un apus de soare. De fapt, este după apusul de soare. Acum câteva secunde înainte de a înregistra asta, am văzut un iepuraș, un pui de iepuraș care au intrat pe aici prin iarbă. Acum vreo 2 săptămâni la fel a mers undeva pe lângă arătură și erau 3 iepuri de ăștia sălbatici și am fugit după unul și bineînțeles că n-am avut nicio șansă, dar am zis hai să încerc. Chiar dacă n-aveam de gând să-l prind, aveam de gând numai să fugăresc. Și văd că țânțarii ăștia-s cu minți. Ce am observat că de o vreme, nu de multă vreme, dacă mă mușcă vreun țânțar, dacă mă înțapă vreun țânțar, nu mă mănâncă pielea. Acum nu știu exact dacă este valabil tot timpul. Am fost la munte acum săptămâna trecută. Și mă, erau așa de mulți țânțari. Am ieșit din mașină și mă gândeam, măi, să ies. Să ies la urcuș, pe potecă. Sau să mă duc cu mașina înapoi. Dar m-am decis să merg. Am făcut 10 km dus întors, dar la un moment dat erau de ăștia, mă, uite cum sunt ăștia roi de țânțari și au început să mă atace, adică erau obraznici tare. Și până la urmă mi-am dat seama că ei mă pișcă, dar erau ușor de prins, erau de ăștia proști. Ăștia de oraș sunt un pic mai cu nesimțire și știu cum să alerge de tine, adică cum să fugă de tine. Și acum am fost mușcat de atâtea ori, dar chestia e că n-am făcut nicio bășică din aia, nicio blândă, nu știu cum, că diverse persoane din diverse zone geografice ale României le numesc diferite. În Iași le numeau blânde, bășici, eu știu ce denumiri. Și nu mă mănânca pielea, am zis, bă, dar e interesant. Chestia asta mi s-a întâmplat și când eram copil. Mă mușcau țânțarii, mă uitam la ei, se s-o umflau cu sânge, că nu erau mulți, pe lângă Năsăud, pe acolo nu erau mulți. Și nu se întâmpla nimic. Pe când alții, cum îi mușca câte un țânțar, mă, li se făcea câte o alergie din aia și mânca toată pielea. Și la un moment dat, în Iași, am avut o aventură, cum s-o numesc, o aventură de asta, o tâmpenie, în care am pierdut mult sânge, mi-am făcut o tăietură nasoală și am pierdut mult sânge și, mă, de atunci, că era foarte, ar fi fost ciudat să fie coincidență, de atunci, fiecare țânțar mă mușca, bă, mânca pielea și făceam câte o alergie locală acolo și s-o schimba ceva în structura sângelui. Și au fost ani de zile, până acum, deci tot timpul dacă mă mușca vreun țânțar eram, mă scărpina bine. Și trebuia să dau cu spray din ăsta de țânțari, trebuia să mă apăr de ei. Acum este unul care mă mușcă de față, îl simt. Și ia să văd ce pasăre e aia. Este o pasăre acolo într-un copac, într-un arbust. Că văd că crenguța este grea. Oh, nu, e doar vânt. Da, deci trebuie să fac niște teste, niște experimente. Dar acum mă las mușcat și văd mii și mii de țânțari, de roiuri de țânțari, nu cred că se văd în imagine, pentru că n-am pus camera la rezoluție mare, dar simt unul care mă mușcă de frunte, este unul care mă mușcă de mână, este unul care mi-a intrat în ureche, ia să văd ăsta care mă mușcă de frunte, eh? L-am prins? Nu? Nu. Cine știe cum s-a dus? Dar uite, este unul care e pe mână. Hai să vedem cum să facem să... Uite-l. Hop. Ei, am nevoie de claritate aici. Claritate, claritate. Dai să dau o zoom mai mic un pic. Ia să vedem băietul ăsta ce face. Nu? Nu?
Oh, uite-l, 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 că-l văd. Că mai am unul pe un deget. Deci ăla mă testează. Dar vreau să-l văd cum se umflă. Că am unul pe un deget care mă încearcă, dar nu mă mușcă. Uite-s, doi. Dar de ce nu mușcă? Că aștept să-i se umfle burta cu sânge. Că îl simt pe ăla care e pe deget, dar trebuie să țin camera și nu pot să-l las. Dar simt, își simt că și-o băgat trompeta și pișcă. Dar nu ăsta de pe mână, ăsta de pe mână încearcă ceva, încearcă, dar nu văd sângele. Îți spune că e ceva ciudat. Deci am unul pe mână, deci am unul pe un deget, unul pe mână, cred că am și pe față. Dar nu-s de ăștia care să-i vezi că, bă, trag ca elefanții și li se umflă abdomenul și fug. Nu. Ok, îl simt pe ăla de pe deget, nu pe ăsta de pe mână care îl vezi în imagine. Pe ăla de pe deget, dar lasă-mă muște să văd dacă mă mănâncă degetul după aia. Oh, ia, am unul pe mână care îl simt, dar sunt erou. Sunt erou. Ok. Mă, dar ăla ce face? Doar nu s-a dus la culcare pe mâna mea. Ei, vreau să muști. Mușcă! Suge! Ei! Trage. Trage din trompet. No, ok, hai că îl las pe ăsta, îl filmez mai încolo, dar îl filmez pe ăsta, la. Ia să vedem. Deci ăsta care stă aici pe deget de o vreme și care pișcă că-l simt. Bă, dar e slab. Ce cu el? Bă, dar ăștia sunt ciudați. Ce-s cu ei? Și ăla? Hai mă, mușcă! Îl simt, îl simt, îl simt. Își bagă trompa. Că ăsta simt de o vreme, deci ăsta pișcă. Ăsta pișcă, ăsta la alt, uite, ăsta e aici de mult. Deci ăsta are, cred că, 2 minute de când stă. Unde e? Nitolai. Băi, și stă cu trompa în mine. Uite, acum este altul. Vezi, vezi, ăsta. Nitolai, ăsta. Ia să văd, mai am unul. Ia să văd. Nu, în palmă asta e piele groasă, nu? Ah, uite, ăsta e fain. Hei! Nirai. Ok. Yeah. Hai mă, mușcă! Deci, băi, eu îi sunt, uite, de exemplu, ăsta îl sunt de o vreme. O plecat unul, a plecat unul și simt că mă pișcă pielea, dar nu mă mănâncă. Chestia asta e interesantă. Da. Bă, unde-s burta plină? Vezi cum ține un picior de ăsta în aer, care ce face? Se sizează. Dacă vine un curent de aer, știe că vine o palmă sau. Am doi care mă mușcă, că îl simt. Ăsta? Și încă unul. Hai? Hai, mușcă, mă! Dar știi că mă plictisesc de acum? Să-l aștept să-i se umfle burta și eu să nu văd nimic. Hai că trebuie să plec. Ok, ia, hai. Deci, ăsta o sta destul. Cred că s-a dus la culcare, bă. Că el stă, ori și-o băgat trompa și-o rămas ca ăia, știi? Cu chestia înfiptă întrânsa și o adormit. Dar chestia asta că eu n-am chef să doarmă cu trompa în mine. Unii. Hei, unde ești? O plecat? Nu. No. Aici. Vezi antenuțele, adică picioarele alea cum le ține și se sizează curenți de aer sau ce face el acolo care se. Și știe când e curenți de aer de vânt. Na, du-te la somn. Bagă-ți trompa în alta. Că eu acum mă duc la plimbare. Oricum, ceva s-a schimbat în structura sângelui și nu știu ce a făcut chestia asta, dar sunt foarte curios. Deci dacă nu mă mănâncă pielea în câteva minute,
Înseamnă că mi s-au schimbat sângele din nou. Sau ăștia sunt țari de Vancouver. Dar nu cred că... Nu, deci până acum ăștia mă mâncau, mă terminau. Deci asta este Boundary Bay. Ce este Boundary Bay? Este... cum să zic eu? E partea oceanului care intră în uscat ca un fel de golf. No, păi dacă îl chem un golf mititel, că ăsta este ca un mini-golf. Deci nu un joc de golf, ci mini-golf de ăsta. O intrare a oceanului în uscat. Și asta arată ca o potcoavă. Dacă te uiți de sus, de pe satelit, vezi ca o potcoavă. Și peste apă, în Statele Unite. Acolo este un munte care are mai mult de 4000 de metri, pentru că acum e noapte, e 9:30, 10, cred că. Se numește Mount Baker și orașul de la baza lui este de asemenea în Statele Unite. Ăștia sunt vulturi. Ia să văd unde e vulturul ăla. L-am pierdut. E plin de vulturi aici. Dacă vin în mijlocul zilei, așa de mulți vulturi sunt, că nu sunt departe de aici nu se numește groapă de gunoi, că este ca un deal plin de gunoaie, câmpul de gunoaie a Vancouverului, unde se aduc gunoaiele, mașinile cu gunoaie, care ajung aici după sortare, bineînțeles. Și vulturii găsesc o zonă foarte bună de trai și au multe cuiburi în copaci, în copaci din zona aeroportului. Aici, la jumătate de kilometru, este un aeroport, un aeroport mititel, dar e foarte aglomerat în sensul că au foarte multe decolări și aterizări. E avioane mici, în general avioane mici, dar au și jeturi. Și, cum spun, acolo un oraș în Statele Unite, alt oraș în Statele Unite, aici este un oraș, ăsta este un oraș în Canada, care se numește White Rock. Ok? Nu, de fapt nu e White Rock, White Rock e mai la stânga. Așa, deci ăla este un orășel și cu un parc la ocean în Statele Unite, după aia ăla lângă Mount Baker e alt ocean, după aia ălălalt este un oraș mai mare un pic. Și tot așa, și mai încolo există câteva insule și peninsule care sunt parte din Washington State, din statul Washington, care este statul de la nord-vestul Statelor Unite, la granița cu Canada. Ăsta ce este? Măr sălbatic? Ia să-l văd, să-l văd. Nu, sunt niște chestii care... Să fac roșii, nu știu cum să numesc. Așa, și acolo, la distanță mare, este o insulă, sau mai bine zis o peninsulă, să ajunge cu mașina, dar treci peste un pod. Hai să zic că e insulă, au o bază militară navală și altă bază militară cu avioane de vânătoare, de astea de război în Statele Unite. Am trecut pe lângă baza aceea în excursii, deci autostrada trece pe lângă aceea bază militară. Au două avioane din astea expuse chiar pe marginea autostrăzii. Sunt două avioane mai vechi, dar sunt puse așa ca la expoziție, chiar pe marginea drumului. Și dacă mergi acolo pe insula aia, iarba vara este ca în Hawaii. Că aveam senzația că, băi, dar ce bine seamănă cu dealurile din Hawaii, de pe insula mare a Hawaii-ului, dar e pe leagului din Hawaii. Și e cald, e briza de ocean. Numai că în Hawaii diferențele sunt că sunt valurile foarte mari. Valurile sunt uriașe, sunt înspumate. E altfel. Și aici e o potecă faină care
E folosită foarte des, foarte frecvent de oameni care vin cu bicicletele, cu câinii. Și este pe malul, cum am spus, pe malul golfulețului. Și pe partea aia altă este tot parte din Canada, deci aici sunt în Canada. Dar pe peninsula care se vede acolo, care intră în ocean, la capătul peninsulei, chiar la capăt acolo, este o bucățică din Statele Unite. De așa de interesant este tăiată granița, că o tăiat țărmul ăsta de Canada și o înglobat orășelul ăla, care probabil că fusese Canada înainte, dar l-a înglobat în Statele Unite. Deci este oraș de, știu, 3-4 km lățime. E așa ca un vârfuleț de pe insula aia și l-au făcut partea Statelor Unite. Deci dacă vrei să ajungi acolo, mergi pe un drum în Canada și trebuie să treci frontiera în orașul ăla care e partea Statelor Unite. Și după aia nu mai ajungi nicăieri, că ești înconjurat de ocean. Da, asta este un vârf de insulă, de peninsulă, care este un oraș aparținând Statelor Unite. Și granița între cele două țări, între Canada și orașul ăla care e partea Statelor Unite, deci este granița oficială pe autostradă, nu pe autostradă, pe șosea, cu cabine din asta cu grănicieri sau cu ofițeri, în toată regula. Dar dacă mergi pe drumuri din astea pe lângă case, e doar un șanț. Și un șanț care e gol, nici măcar nu are apă, pe care poți să-l treci. Și de fapt este o cărare. Este o cărare care trece din Canada în Statele Unite, în orașul ăla. Probabil că e frecventată de localnicii care își plimbă câinele în pădurea din Statele Unite. E posibil să aibă dublă cetățenie sau să fie vreun acord, habar n-am, dar n-am vrut să încerc. Deci am văzut cărarea care se duce dintr-o țară într-alta. Dar nu e cărare de animale, este cărare, cărare. Și... Hei, v-am dat unul? Dar am zis, bă, eu nu vreau să-mi fac probleme, mai ales cu americanii. Și la fel este și între alte orașe care sunt partea aia altă de est. Deci au graniță normală cu ofițeri, cu checkpoints, deci puncte de verificare. Te purică, te parcă știi, ești la... Trebuie să ieși din închisoare sau să intri din închisoare. Deci e securitate mare. Și la vreun kilometru mai încolo e șanțul. Și dacă îmi pun mintea cu mașina, îl trec. Că e un șanț fără apă. Deci e un șanț așa... Deci nu e foarte adânc. În schimb, este câte un stâlp din ăsta foarte înalt, care are camere și camere speciale. Probabil că sunt camere cu termal, deci care văd în întuneric, îți văd temperatura corpului și îți dai seama că nu poți să te apuci să faci prostii. Dar, îți spun, nu este graniță din aia cu gard de sârmă ghimpată, cum vezi pe la televizor între Mexic și Statele Unite. No, bun, hai că vă las, că nu vreau să devină plictisitor. Și ăsta, cum zic, dacă este în limba română, este mai mult pentru părinții mei. Și unde-s broaștele? Hei! 1, 2, 3 și... Tonul la cântec? Tonul la cântec? No. Ăștia nu-mi știu frecvențele vocale. Da, bun, vă las. Aveți o seară faină acolo. La revedere!